Sau troș, bine v-am găsit! În acest videoclip o să vă arăt câteva lucruri care n-am vrut să vi le arăt în videoclipul trecut cu simularea apei. Și mai mult de atât, am reușit să mai fac ce am propus eu în videoclipul trecut, niște scări, cum se prelinge apa pe lângă scări. Asta ar fi foarte interesant de văzut, așa că am făcut o mică modelare, nu e cine știe ce, trebuie să mai fi lucrat, dar am vrut să termin repede. Am folosit din nou, cum am făcut data trecută, un cerc și un cub, dar din cauza că am făcut simularea, becul, asta este ce a rezultat. Așa cum dacă dăm play la simulare, vedem cum se prelinge apa pe scări. Șmecher. Dar din cauza că a fost cubul prea mic, s-a oprit fix aici. Puteam să continui mai mult, dar asta e. Cam asta este ce am făcut eu. Și aș vrea acum să fac și o randare. Dacă dăm mai încolo, stai să vedem pe mână. Dacă dăm acum o mică randare, după cum puteți vedea, este geometria asta, doar că a fost extinsă și nu i s-a dat niciun subdivide. Și acum dacă mă duc la materiale, să vedem, sunt pe cerc, nu, trebuie să fiu pe cub, dar sper că am ales cubul corect. Ne ducem la materiale și vreau să aleg geam. Și acum am creat un material cât de cât apropiat cu apa, dar din cauza că n-am lumină prea bună în scenă, arată așa, ca zmoală. Dar n-a nimica. Casetări nu prea am ce să zic. Aș fi putut să fac un pic albăstrui la culoare, dar după aceea apa își schimba complet culoarea. Dacă găsesc o valoare bună... Nu arată rău culoarea asta. Poate o păstrez, dar hai că încerc să găsesc ceva mai deschis la culoare. Găsesc ceva? Merge așa. Așa. Și așa v-am arătat cum să creați apă. În curând o să pun în videoclip și o randare completă, dar randarea va fi foarte lungă. Mi-a luat să fac becul, cred că o jumătate de oră, sau mai puțin de o jumătate de oră. Oricum, setările pentru randare vor fi în felul următor. Dacă vă interesează, să ies din chestia asta că mă enervează. Și așa arată chestia asta, dacă vreți să știți wireframe cum arată. 100% vreau să fie rezoluția, voi folosi 170 de frame-uri, că după 170 deja se umple complet, deci nu are nicio legătură, nu mai e nevoie. Sampling am folosit 300 și să ne gândim, am folosit și un denoise în caz să scap de artefactele alea ciudate. Deocamdată nu știu cum să fac cu lumina. Probabil o să păstrez lumina așa și... Ce-o fi, ce-o fi? Că nu prea mă pricep așa de bine cu iluminarea. Probabil o să mai învăț eu un pic despre iluminare și o să fac un videoclip complet. Oricum, o să închid acum videoclipul ăsta și o să pun randarea. Mult noroc, dacă vreți să încercați și voi. O să pun în descriere modelarea. Ca să o puteți să downloada și să încercați și voi. Dar să știți că nu o să aveți simularea. Va trebui să îi dați voi automat bake. Intrați la cub și apăsați bake. Că setările vor rămâne, dar simularea este salvată în cache și de-aia, din cauza asta nu o să vă rămână. Asta a fost problema data trecută când am făcut videoclipul. Oricum. Închid și ne vedem data viitoare.